Adică, eu când am auzit prima dată, a fost bunica mea într-un an de Paște la mine acasă și am dus un nou roșu, eu să fiu drăguță și să duc un nou roșu. Mi-a zis, du-te la măta și zis să nu mai îmi iau ouă vopsite. Mami, bun, au înjurat! S-au întâmplat o grămadă de astfel de lucruri normale în copilărie și cu bunicii. E firesc. E firesc. Dar și un ștac tu. Mergeai la fura de caise sau de cireșe sau de... Vai, dar ce nu furam flori din grădină, roșii, castraveții? Ai furat flori și roșii? Și flori și roșii și castraveți și ardei, pentru că ai furat, dacă eram foarte mulți acasă, 11 frați. Eu furam pepen când eram. Când mergeam serios? Da, furam pepen. Mergeam afară să ne jucăm. Pepen. Când mergeam afară să ne jucăm, nu mai mergeam în casă pentru mâncare. Mergeam și luam din grădină vecinei, vecinului, luam de acolo, da? Și castraveți de toate. Alea cele mai bune, le ștergeam cu tricou. Păi cum? Corect. Și tu? Scuturai puțin corcodușul înainte să mănânci după jos? Am crescut la țară, bunicii mei erau la țară. Și aveam fructe, legume, tot ce trebuie în curte. Și într-adevăr și noi mâncam la fel, ștergeam cu tricou și da, mă, dar mai bun e talia furate. Mai bun. Mai bun e să mai fugă și câte o bătrânică după tine cu mama lor. Și dacă tot de vară mâncați pepene cu pâine sau cu brânză? Oh, no. Gol. Gol, domnul Pepe. Dar tu furai? Ce spui? Tu furai? Pepe ne-ai zis, nu? Da. Și nu era mai bun, i-a furat decât aia cumpărați? 2002. Nu vezi? Și aia refuzat. Știi că mai era unii refuzat. Era mai palpitant. Și era, dă-mi mie, bre, dă-mi mie. E bine. Ce să spun, viață frumoasă vă doresc și vacanță superbă alături de noi. Mulțumim. Repet, în fiecare zi, de luni până vineri, timp de o lună de zile, începând cu ora 17. Noi suntem în direct de la Divertiment. O să mă uit la voi. Ne distrăm de fiecare.